Vor avea un nou lider de galerie la derbiul cu Craiova. Patronul Șucu a acceptat invitația fanilor și va merge alături de ei la Craiova. Mai avem 9 finale de jucat, spune Bergodi, care nu îndrăznește să se gândească însă la titlul de campion. Șucu a luat apărarea fanilor rapidiști în scandalul torțelor și a acceptat invitația galeriei de a merge alături de suporteri cu autocarul la Craiova. E important acest lucru și cred eu că e un lucru bun că a acceptat domnul Șucu de a sta cu, de a face deplasare cu galeria și sper că ne vor încuraja. După înfrângerea cu Farul, Rapid a căzut pe 3 și în pericol să piardă și podiumul după derbiul contra oltenilor. Bă, nu e că un meci totul sau nimic, e un meci foarte, foarte important. Trebuie să castigăm aceste 3 puncte pentru a nu îndepărta de locul fruntaș de la FCSB. Simțiți că dacă veți pierde, s-a dus orice șansă? Nu ne gândim la asta, noi mergem cu gândul să câștigăm. Rapidiștii se bucură de succesul lui Rahmani. Aston Villa s-a interesat de atacantul kosovar pe care Rapid speră să încaseze 11 milioane de euro. Dacă ai o ofertă de câteva milioane, e normal că va pleca. Și el trebuie să fie concentrat să dea încă goluri Rahmani. Revenit în lotul echipei, Borza nu vrea ca escapada de la Iași să-i marcheze cariera. Vreau să uit cât mai repede acel episod pentru că am făcut o greșeală. E regretul vieții tale? Sunt tânăr. Până acum, da.